O femeie de 44 de ani a mințit că are cancer și că are mare nevoie de bani pentru a-și plăti tratamentul. A inițiat o strângere de fonduri în urma căreia s-au adunat 52.000 de euro, dar aceasta a folosit banii pentru a-și întreține un stil de viață extravagant. Aceasta a fost condamnată la 2 ani și 9 luni de închisoare pentru fraudă. Surprinzător este că a fost obligată să dea înapoi doar 5 lire sterline, scrie Daily Mail. Nicole, care este și mama unui copil, a pornit o strângere de fonduri pentru a aduna bani, susținând că este bolnavă de cancer ovarian. Mai mult, a pus și o imagine cu ea pe patul de spital. Pentru a fi credibilă, însă s-a aflat că era făcută după operație la colecist, care nu avea nicio legătură cu un posibil cancer. Femeia de 44 de ani a adunat peste 50.000 de euro, dar nefiind niciodată diagnosticată cu această boală grea, a folosit banii pentru vacanțe luxoase, shopping, restaurante, jocuri de noroc, ba chiar a dat și 4.000 de euro pentru a privi un meci de fotbal dintr-o lojă VIP. Cum se află în imposibilitatea de a le da banii înapoi celor aproape 700 de persoane pe care le-a păcălit, Nicole trebuie să înapoieze în mod simbolic 5 lire sterline. Surprinzător a fost ceea ce au descoperit investigatorii. Excrocherile nu s-au oprit aici, aceasta adunând în conturi 360.000 de lire sterline din activități ilicite. În 2020, aceasta a ajuns în tribunal, atunci a spus că este nevinovată, susținând că a crezut cu adevărat că are cancer. Anul trecut și-a primit sentința 2 ani și 9 luni de închisoare. Acuzată că a creat în mod deliberat un scenariu care nu avea un corespondent în realitate, totul pentru a-și întreține viciul jocurilor de noroc. Aceasta a mințit că a trecut printr-o operație dificilă, 6 runde de chimioterapie și un tratament cu un medic minune. A fost prinsă după ce oncologul pe care îl consultase a descoperit strângerea de fonduri online, relatează știri de cluj.ro.